este Gala Senior de Colecție, ediția aniversară cu numărul 15 și avem alături de noi un invitat cum n-am mai avut până acum. Este unic, tocmai a sărbătorit 100 de ani. Vă dați seama ce viață are în spate și cât are să ne povestească? General Major Aviator în retragere Radu Teodoru este invitat de onoare astăzi, un as al aviației de vânătoare române în cel de-al doilea război mondial. Domnul general este ultimul supraviețuitor al celebrei flotile 1 aeriene române. Sponsor gold astăzi Catena și mulțumim pentru susținere încă de la prima ediție a acestui proiect deosebit. Catena, așa cum o știți, este farmacia inimii, a devenit în timp farmacia tuturor românilor, răspunzând prompt nevoilor acestora, dovadă fiind milioanele de clienți fideli. Ce ați vrea să transmitem astăzi, în primul rând, domnule general, tinerilor din sală și seniorilor deopotrivă, mult mai tineri decât dumneavoastră? Ce pot să le transmit decât întâi de toate sănătate celor seniorilor, iar tinerilor să-și organizeze viața în așa fel încât să slujească țării care i-a născut și care i-a crescut. Să nu ia pe pantofi sau pe Adidas, că văd că sunt la modă, praful țării și să-l ducă dincolo de hotar. Mai sunt patrioți astăzi, domnule general? Da, o întrebare foarte curioasă. Mai sunt patrioți astăzi? Ce mai înseamnă să fii patriot astăzi? Dar speța asta a dispărut cumva? Nu, doamnă, nici gând. Patriotismul face parte din românitate și se naște odată cu românul. Că astăzi este cumva marginalizat termenul de patriotism, asta e altă problemă și să nu intrăm în amănunte pentru că nu o să convină. Dar patriotismul există, doamnă, și îmi face mare plăcere ca în raidurile astea pe care le execut și pe care le desăvârșesc astăzi, îl întâlnesc deopotrivă la tineri dornici să afle ce este cu adevărat patriotismul, cât și la cei care l-au zidit în România modernă. Patriotismul nu se manifestă numai decât cu pușca sau cu avionul în luptă, nu? El se manifestă în viața de fiecare zi, atunci când o parte, o mică parte din cotidian este dăruită țării. Nu teoretic, practic. Fiecare la locul lui de muncă face un act și patriotic. Atâta timp cât stăm la verticală, nu metaforic, stăm la verticală și avem în spate istoria și trăim istoria, suntem patrioți și facem acte patriotice. Cu asta eu am încheiat. Cum vă simțiți la 100 de ani și ce planuri mai aveți, domnule general? Că știu că sunteți neobosit. Doamnă, mă simt cam ca la 45 de ani, așa. Vorbesc spiritual, mă simt ca la 45 de ani, iar să știți că vârsta nu e un merit, doamnă. Dacă la 100 de ani n-ai transpirat decât la plajă, atunci după mână ai ajuns la 100 de ani. Dacă ai transpirat însă în folosul societății, în folosul tău, în folosul familiei, atunci e cu totul altceva, înseamnă că i-ai dăruit vieții ceea ce erai obligat să-i dăruiești și viața ți-a dăruit acest rest timp
un secol, nu? În care ai străbătut trei, în cazul meu, trei sau patru orânduiri sociale deloc comode. Cel mai bun lucru este exemplu. Exemplu personal. Dă pomană, faci teorie, dă pomană, recurgi la tratate de pedagogie și mai departe. Dacă ce spui nu este conform cu ceea ce faci, atunci lecția e sterilă, nu dă rezultate. Probabil că copiii mei au văzut în tatălor totuși un om cu care se poate conversa, câteodată mai puțin, că fiind militar sunt mai rigid câteodată, dar poate că au văzut un exemplu. Iar exemplul ăsta a rodit și fără niciun fel de jenă și de modestie, mă laud cu copiii mei. Este un fel de a-ți organiza viața. Dacă aveți harul organizării sociale, profesionale, este nevoie pentru fiecare din noi de o organizare a vieții cotidiene și o înțelegere a locului nostru, eu nu exagerez, în cosmos, adică legătura noastră cu universul care, căruia aparținem. Dacă înțelegem faptul ăsta, dacă înțelegem că viața ne este dată ca să rodească, ca să fim sănătoși, ca să fim activi, trebuie să avem un program exact, ordonat, pe niște coordonate care să slujească deopotrivă fizicului, dar și psihicului și echilibrului nostru cu lumea. Să știți că v-am invitat aici să învățăm din înțelepciunea dumneavoastră și din exemplul dumneavoastră, pentru că avem de la cine, și insist să ne spuneți acum, la 100 de ani, domnule general, ce misiune considerați că mai aveți? Oho! Mai am pentru încă 150 de ani, dar, mă rog, doamnă, întrebarea dumneavoastră e pe câteva plafoane. Noi avem timp, să știți. Da, anume, o obligație neapărat socială, activă, nu teoretică. Lupta. Pentru ce? Pentru adevăr. Dacă nu venerăm adevărul și dacă nu avem forța să-l impunem, trăim de pomană. Adică trăim într-o lume falsă, devenim niște fantoșe care n-au niciun fel de suport. Și suportul nu e scena asta, este pământul, pământul ăla pe care noi, militarii, l-am sfințit cu sânge, veac după veac. Nu sunt vorbe. Uitați-vă la istorie. Hai să ne înțelegem. Aplaudați, dar lăsați-mă să spun ce vreau să spun. Deci, ia să vă gândiți, să trăiți istoria, să vă însușiți istoria. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să trăiești în istorie, adică să-ți însușești tot ceea ce au făcut generații și generații și generații în urma noastră. Ce au făcut? Au pus mâna pe sabie atunci când țara asta, poporul ăsta, familia, copiii, soțiile, bătrânii au avut de suferit invazii de toate felurile.
De multe ori când mă întâlnesc cu publicul, le arăt uniforma asta și le spun și ei cred că, mă rog, fac propagandă. Fiecare centimetru pătrat din uniforma asta e pătat cu sângele și țesut cu sângele camaragilor mei. Asta nu se uită. Sper că tot ce am spus până acum să rămână undeva în conștiința dumneavoastră și să vedeți în noi, pe cei care vă apărăm, pe cei care am plătit greu de tot tribut de sânge ca să apărăm Bucureștiul ăsta, și pe cei care puteți conta. Iată că am ajuns la cea de-a 15-a ediție a Galelor Senior de Colecție. E și bine și rău, câteodată mă gândesc cât am îmbătrânit deja. De când am pornit de la prima ediție, au mai trecut niște ani peste noi. Văd aici, în primul rând, îi văd pe partenerii noștri de la Catena, cărora le mulțumesc și eu foarte mult. Știu că a făcut-o deja Mihaela, dar fără sprijinul dumnealor nu am fi reușit să ne întâlnim, sau cu siguranță nu atât de des. Așa că încă o dată le mulțumesc pentru susținere și pentru că au fost primii care au crezut în acest proiect minunat. Vă mulțumesc că m-ați răbdat, vă mulțumesc că sunteți aici și că veți duce mai departe acest mesaj. Mesajul optimist al unui viitor care stă în mâinile noastre. Ne vedeți? Țineți-l în mână! Reprezentanții Catena care vor să vă salute și să vă ofere un buchet de flori. Mulțumim foarte mult pentru susținere chiar de la prima ediție a acestui proiect de suflet. De asemenea, invit pe scenă... Să vă țăr mâna. Să rămână. Eu n-am voie. Tu ce ai acolo? Tati, e bine.